Bună ziua și bine v-am regăsit. Este miercuri și începe o nouă ediție Terra Live. Loredana Boghiu sunt eu și vă spun că tema emisiunii de astăzi mi se pare foarte utilă și foarte interesantă. Pe de o parte pentru că vorbim despre oameni pe care cred că de multe ori îi uităm, uităm să le apreciem munca, și pe de altă parte pentru că subiectul întâlnirii noastre de astăzi mă face să-mi dau seama că putem să găsim multe soluții pentru foarte multe probleme, indiferent că vorbim despre probleme care țin de bani sau de mediu. Și ca să nu mai lungesc, emisiunea de astăzi vine cu o veste bună și foarte bună pentru fermieri. Vestea bună are și un nume, se numește camelină și este o plantă din care fermierii își pot produce propriul biocarburant, un combustibil pe care îl pot folosi apoi pentru utilajele agricole, cum ar fi de exemplu tractorul. Aflăm mai multe în ora următoare. Vă dau puțin răgaz pentru a intra și pe chatul nostru, acolo unde ne puteți adresa întrebări. De asemenea, vă invităm și pe pagina de Facebook Radio Links România și de asemenea pe pagina de Facebook Terra Mileniu 3. Drept urmare, în câteva secunde ne întoarcem, așteptăm întrebările voastre. Și am revenit așa cum am promis, sper că ați intrat și voi pe chat. Îl vedem acum și pe Lucian Știrb, specialist comunicare la Fundația Terra Mileniu 3. Bună, Lucian, ce bine că ne revedem și astăzi. Bună ziua, Loredana, bună ziua tuturor. Ne bucurăm că ne-ați ales și astăzi și ne urmăriți într-o zi așa frumoasă, într-o perioadă foarte frumoasă pentru ceea ce înseamnă organizațiile non-guvernamentale de mediu în general. Vorbim astăzi despre un proiect foarte util și totodată un proiect care ne ajută să protejăm Terra, dar înainte de asta trebuie să aducem aminte că un lucru la fel de important a avut loc în acest weekend. Un protest amplu a avut loc sâmbătă în București și în nenumărate orașe ale țării, care a atras atenția asupra despădurilor, asupra defrișărilor abuzive care se întâmplă în țara noastră. Și pentru că tot vom vorbi astăzi despre durabilitate, despre sustenabilitate, e bine să ne aducem aminte și să reamintim tuturor că suntem interesați de ceea ce se întâmplă cu planeta noastră. Invitatele mele de astăzi, pentru că două doamne sunt alături de mine, Lavinia Andrei de la Fundația Terra Mileniu 3, bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit! Și doamna profesor universitar Ștefana Jorcoane, care ne va vorbi despre proiect, bună ziua! Bună ziua! Înainte de toate, Lavinia, cum a fost sâmbătă la proiect? La protest! La protest, așa, tot cu pe începe. A fost important să fim în stradă. Cred eu că după dezvăluirile din mass media era foarte important să dăm un semnal. Nu că n-am fi știut și nu că am fi așteptat ca mass media să ne spună ce se întâmplă cu pădurile României. Știam și se vorbea în societatea civilă de foarte mult timp despre ilegalitățile care se produc în sectorul silvic din România. Din păcate, plângerile noastre n-au avut ecou. Tot ce am putut să facem a fost să intervenim pe codul silvic, atât cât am putut noi ca ONG-uri să intervenim. Până la urmă, legislația stă în mâna legiuitorului, el o face. Cert este că a fost fitilul, ori ceea ce a apărut în mass media a fost fitilul care a declanșat o bombă cu efect oarecum întârziat, dar care era de așteptat să se declanșeze odată cu apariția în media a filmulețelor despre cum sunt exploatate pădurile, ce fac cei care beneficiază de lemn, care e politica lor de sustenabilitate, să Iar zic cred așa. Cred că mesajul a ajuns, pentru că imediat, poate chiar în paralel cu protestul, apăreau deja tot felul de poziții din partea conducerii. Chiar președintele României a declarat că va lua în discuție în următorul Consiliu Suprem de Apărare a Țării această temă. Noi ne bucurăm că societatea civilă are o voce și asta ne dă avânt să nu ne oprim. Asta e adevărat. Pe de altă parte,
Aș vrea să fac o remarcă nu tocmai optimistă, cum spui tu. Sunt foarte pesimistă vis-a-vis de reacția autorităților, pentru că autoritățile nu, cum să zic, ei au reacționat ca și cum au aflat ieri de povestea asta și hai să vedem ce facem. Ori povestea nu este de ieri, de astăzi, și faptul că abia acum se pune problema dacă să înaintăm spre DNA o plângere sau nu, cred că trebuia făcut mult mai demult, în special că acel control al corpului de control al ministrului, al primului ministru, nu a avut loc în luna mai, ci a avut loc din luna ianuarie. Deci acele nereguli erau deja știute la nivel de guvern. De ce oare s-a întârziat atât de mult? Dar cred că asta va fi o altă emisiune în care vom putea dezbate mai pe larg și vom vedea și ce se mai întâmplă, pentru că protestele nu se vor termina aici. Sunt convinsă că societatea civilă va reacționa în continuare. Iar cu siguranță cei care au ieșit în stradă vor fi invitații emisiunii noastre în emisiunile următoare, pe măsură ce această problematică va avansa, pentru că din câte știm noi, urmează și alte manifestări de acest gen, urmează și alte proteste, până când problema va fi într-un oarecare fel rezolvată. Dar atât despre, să spunem așa, știrile de ultimă oră, evenimente care au avut loc foarte aproape de noi în timp. Ne întoarcem la tematica emisiunii noastre, care, după cum știți, este una de mediu. Promovăm economia verde, promovăm dezvoltarea durabilă și căutăm mijloace prin care acest lucru poate fi îndeplinit. Am vorbit despre orașele verzi în emisiunile trecute, astăzi vorbim despre combustibil, pentru că, după cum știți, efectul de seră este alimentat în principal de acele gaze pe care le emitem, iar cea mai mare cantitate, sau oricum o cantitate importantă din gazele cu efect de seră, provin de la autovehicule, de la diverse vehicule care emană astfel de gaze. Așa că combustibilul este un element important în politica împotriva schimbărilor climatice și Lavinia cred că mă va confirma sau mă va corecta. De combustibilul fapt, e important. Este foarte important și, de fapt, dacă stăm să ne uităm pe componenta de transport, sectorul de transport este cel care a crescut foarte mult în cantitate de emisii de gaze cu efect de seră în ultimii ani. Adică, practic, creșterea pe sectorul de transport este exponențială. Ca atare, sectorul de transport folosește, desigur, combustibil. Da, aceste informații sunt disponibile și pe site-ul nostru, Terra Millennial 3. Avem chiar un indice, un clasament al gazelor cu efect de seră, domeniile de unde vine. Și spuneam, combustibilul joacă un rol important, tocmai de aceea se vorbește destul de mult despre biocombustibil, poate fără să se înțeleagă exact ce este acesta, așa că ar fi bine să venim cu un fel de definiție sau măcar cu o explicație asupra acestui termen. Ce este biocombustibilul? Biocarburantul? În terminologia din România este utilizat mai mult termenul de biocarburant. Cu toate acestea nu putem spune că biocombustibil nu este corect. De unde vine termenul? Vine practic din obținerea carburantului prin prelucrarea unor plante. Fie că prelucrăm planta ca biomasă, și aici putem să facem legătura cu pădurile, că tot am vorbit, și poate de aici și frica de a utiliza biocombustibil, pentru că dacă stăm să ne gândim să tăiem pădurile doar pentru a produce biocarburant, nu e soluția ideală. Dar, de asemenea, sunt și alte plante oleaginoase, din care putem să obținem uleiul respectiv, exact cum se obține uleiul de rapiță, putem utiliza, sau ulei de floarea soarelui, știm că ele pot arde. Așa, noi avem o soluție pentru proiectul nostru în care utilizăm uleiul de camelin, o plantă pe care o aducem în atenția fermierilor.
Proiectul pe care Loredana l-a descris la începutul emisiunii se numește Soluții Eco-Inovatoare pentru Dezvoltare Rurală Durabilă, iar într-un limbaj mai simplu noi am spus biocarburant pentru ferma ta, pentru că se adresează fermierilor. Încercăm să ajutăm fermierii să-și crească propriul combustibil, dacă putem să ne exprimăm așa. Firește, ei cresc o plantă pe care apoi o vor transforma în ulei, semințele acestei plante vor fi transformate în ulei, care va fi adăugat motorului, dar amănunte de acest gen vom primi puțin mai încolo. Deocamdată, haideți să aflăm care sunt autovehiculele, și aici mă adresez doamnei Ștefana Jurcoane, care sunt autovehiculele sau ce categorii de autovehicule pot folosi biocarburantul? Proiectul nostru se referă la ajutorul dat fermelor mici, fermelor agricole mici, deci practic fermierilor, pentru utilizarea ca și biocarburant ulei de camelină. Deci vorbim despre utilajele. Despre utilajele agricole, da, care pot utiliza ca și biocarburant ulei de camelină. Aș vrea să spun aici că acest proiect este promovat de asociația noastră BioTechGen și în același timp de Universitatea de Științe Agronomice din București. Să spun despre biocarburanți. Aceștia au apărut ca o necesitate a înlocuirii surselor clasice din petrol în curs de epuizare pe planetă. În categoria, aș vrea să definesc un pic mai bine. Dacă îmi permiteți, în categoria de biocarburanți intră toate produsele obținute din surse naturale, organice, regenerabile, de pe planetă. Biocarburanții pot fi gazoși, lichizi, solizi. Aș da un exemplu, biogazul. Este tot biocarburant. Noi astăzi vorbim despre un carburant lichid, biocarburant lichid, uleiul de camelină. Pot să spun despre camelină? Da. Ce este camelină? Camelină este o plantă cu flori din familia Brassicaceae, ca și rapița, crește ocazional în sălbăticie. Camelina are nevoie de puțină apă sau azot pentru a crește. Aceasta poate fi cultivată pe terenuri agricole marginale, degradate, necultivate, poluate, care să nu concureze culturile alimentare. Important este că această cultură poate fi folosită în rotația culturilor de grâu pentru a spori starea de sănătate a solului. Cred că tocmai pentru acest motiv am ales noi în cadrul proiectului această plantă. Camelină. Are un complex de beneficii, fiecare ramură fiind folositoare la ceva. Să spun câteva din beneficiile camelinei. Camelina poate fi considerată o cultură energetică produsă în sisteme de costuri reduse. Care sunt avantajele față? Mai sunt plante oleaginoase, rapița, floarea soarelui, mai multe plante oleaginoase din care se poate, prin presare, să se obțină ulei. Totuși, ce avantaje are camelina față de celelalte plante oleaginoase? Perioada de vegetație este scurtă, doar 95 de zile. Am să le menționez toate aceste avantaje. Camelina răsare la temperatura de 1 grad, iar plantele suportă înghețurile târzii de primăvară de până la minus 5 grade. De aceea este o cultură care poate să fie însămânțată fără niciun pericol primăvara cât mai devreme, fără a exista pericolul de a îngheța. Pentru cultivare, și asta e un lucru foarte important pentru fermieri, se utilizează aceleași mașini agricole aflate în dotarea fermierilor, adică utilizate pentru cereale. Asta înseamnă că nu face o investiție suplimentară. La fel și la recoltare. La recoltare la fel. Conținutul mare în ulei, 40%. Camelina poate produce între 800 și 1500 de kilograme la hectar, dar se pot obține și 2000 de kilograme la hectar.
În anul 2011, deci asta este producția. E o productivitate, este cum aș califica-o? O productivitate scăzută față de rapiță, față de exemplu, dar are inputuri reduse. Perioadă mică de vegetație, inputuri reduse, boli mai puține, are multe avantaje față de rapiță. Și mai ales cel mai important avantaj față de rapiță este faptul că după presare se obține un șrot de camelină, acesta putând fi utilizat în hrana animalelor. Față de cel de rapiță, foarte mult timp nu a putut fi utilizat din cauza acidului erucic mai mare. Și... Dar acum, în ultimul timp, s-au creat soiuri. Trebuie să spun că s-au creat soiuri de rapiță cu acid erucic mai redus. Și poate fi utilizat și șrotul de rapiță în hrana animalelor. Înțeleg că totuși, e foarte bun asta la hrana cel animalelor. De camelină are avantajul că mai are restul de omega-3 și omega-6. Substanțe foarte bune pentru sănătatea animalelor. O să vă opresc puțin pentru că e momentul să luăm o scurtă pauză publicitară, dar oricum, iată, o plantă care poate fi folosită în mai multe feluri, practic aș putea spune că e definiția, înglobează toate principiile dezvoltării durabile și a regenerabilității, dacă pot folosi acest cuvânt. Ne întoarcem imediat cu mai multe despre acest proiect. Cu tehnologia ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Am revenit, ascultați emisiunea și urmăriți emisiunea Terra Live pe radiolinks.ro. Vorbim astăzi despre combustibilul bio sau mai precis cel obținut din camelină, o substanță, o plantă de fapt energetică care poate fi cultivată pe terenuri, știu eu, care nu sunt folosite pentru alte culturi, în terenuri mai degradate și care aduce o grămadă de avantaje. Iar proiectul despre care vorbim, realizat de Asociația BioTechGen în parteneriat cu Terra Millennium 3, își propune tocmai acest lucru, să informeze fermierii, să transmită aceste cunoștințe fermierilor care astfel au oportunitatea de a folosi terenurile degradate crescând o plantă din care pot obține o substanță pe care la fel o pot folosi în diverse lucruri. Ați auzit puțin mai devreme, fie sub formă de ulei ca și carburant, biocarburant, sau fie sub formă de furaje pentru animale. Nu se pierde nimic, ceea ce e foarte important din punctul nostru. Ca furaj numai după presare, nu semințele ca atare. Da. Nu, trebuie să informăm corect telespectatorii. Da. Mai am eu de făcut o adăugare, Lucian, am menționat numele proiectului și cred că ar trebui să menționăm și numele finanțatorului. Deci, proiectul este finanțat de fondul ONG, deci prin programul norvegian care se adresează ONG-urilor și ne bucurăm că am fost câștigătorii acestei competiții care într-adevăr... Ca multe alte proiecte de mediu. Exact, exact. E o implicare pe care o apreciem și mulțumim celor care se ocupă de aceste de fonduri. Am ajuns la momentul în care, cred eu, este cazul să le explicăm celor care ne urmăresc, care au cunoștințe fermier sau poate chiar sunt fermier, pentru că această emisiune va fi disponibilă și pe canalele noastre de YouTube, deci puteți să o dați mai departe. Sau dacă au prieteni, părinți și așa mai departe. Cum funcționează un utilaj care folosește astfel de ulei? E nevoie de un utilaj special? Se pot folosi utilajele vechi? Despre ce este vorba din acest punct de vedere? Semințele de camelină, după recoltare, se condiționează. Toți fermierii știu despre condiționare, selectare, așa denumesc ei această operație, până la puritatea de 2%, ca orice altă cereală sau orice altă plantă tehnică, semințe oleaginoase.
până la umiditate de 9%. Este recoltată astfel încât să îndeplinească aceste condiții după recoltare și după condiționare. Semințele de camelină se presează cu același tip de presă pentru ulei de floarea soarelui. Se filtrează sau se decantează. Cel mai bine este să-l fie stocat o perioadă de timp, el decantează și după aceea poate fi utilizat direct pe tractor, de exemplu. În lipsă de carburant clasic, se poate utiliza uleiul de camelină. Totuși trebuie să vă spun că motorul diesel de tractor poate utiliza ulei de camelină ca și combustibil, însă este necesară o modificare la motor. Există o cerere de brevet a unui coleg de-al nostru de la Universitatea Agronomică București. Deci e o invenție românească? O invenție românească. Modificarea există ca prototip la noi la universitate. Modificarea costă numai în jur de 200 de euro. Orice fermier își poate permite să facă această modificare la motor. Tocmai din acest motiv, noi promovăm în România cultivarea camelinei, atât pentru biocombustibil de mare tonaj, pentru biocherosen, cât și pentru necesitățile curente ale fermierilor în micile gospodării. Și poate e important de menționat, aceste modificări nu înseamnă că nu se va putea folosi motorină mai departe sau combustibil clasic. Modificarea respectivă permite schimbarea tipului de combustibil în funcție de ce este disponibil în ferma respectivă. Când avem motorină, utilizăm motorină. În momentele în care nu ne permitem sau va veni criza de combustibil, putem folosi uleiul de produs în propria gospodărie. Da, adică câteva hectare, fiecare fermier are un teren mai puțin productiv pe care îl poate folosi să-și producă propriul combustibil. Și atunci, practic, el scapă de aceste costurile cu carburantul, care nu sunt neglijabile într-o, da, într-o sigur. Formă. Iar investiția, poate că lumea se sperie, dar se fac atâtea modificări pe mașinile clasice. Se pune GPL, toți taximetriștii au în portbagaj acea butelie. Sunt modificări care nu costă foarte mult, sunt la îndemână și care aduc un aport în buget. Modificarea nu este costisitoare. Cuprinde un sistem de ușoară încălzire a uleiului, un sistem de un filtru pentru a nu deteriora motorul tractorului. Colegul meu va veni altă dată și vă va explica în ce constă această... E adevărat, pentru că trebuie să spunem, proiectul este abia la început. Da. Vor urma o serie de activități, dar până atunci o întreb pe la mine, Andrei, ce s-a întâmplat până acum în proiect? Ce s-a efectuat? Ce activități au fost? Până acum am efectuat componenta de plantare a camelinei, pentru că timpul ne presa, eram deja în aprilie și pentru a prinde momentul propice. De asemenea, au fost luate probele de sol, pentru că dorim să vedem și care este efectul acestei culturi asupra proprietăților solului, cum spuneam. Dacă tot este un proiect pilot, vrem să vedem și ce alte beneficii adiționale aduce această cultură. Și în special beneficiu pentru mediu. Bineînțeles, interesul nostru ăsta este să aducem beneficii pentru mediu. Aici vreau să vă spun despre camelină. Este foarte mult utilizată ca și cultură de rotație. Îmbunătățește calitatea solului.
prin cultivarea. Da. În general, fermierii nu cultivă foarte mulți ani aceeași plantă. Există sistemul de rotație al culturilor și este, camelina este foarte potrivită ca o cultură de rotație. De fapt, se pare că această camelină este o plantă minune, să spun așa, având în vedere că este bogată în omega 3 și omega 6 și ar putea fi utilizată și pentru este uz utilizat. Alimentar. Da. Și în alte scopuri. Și mai ales cosmetic în... ar putea fi utilizată, înțeleg. Deci, probabil că în viitor vom utiliza din ce în ce mai mult camelina. Așa este. Și probabil că am convins o serie de ascultători și atunci probabil că își pun întrebarea unde se găsește camelina. Sau, e o plantă nouă pe piață din România, e o plantă care, spuneați că e o plantă sălbatică, deci probabil crește în mediu... Cum o identificăm? Există dovezi arheologice ample care arată cultivarea ei în Europa de cel puțin 3000 de ani și de asemenea în România. Dacii o foloseau pentru iluminat. Camelina a fost în mod tradițional cultivată ca o plantă oleaginoasă pentru a produce ulei vegetal și hrană pentru animale. De curând s-a descoperit eficacitatea ei în obținerea de biocombustibil datorită conținutului mare, cum v-am spus, în omega 3 și omega 6. Tot datorită acestui combustibil se folosește în acestui conținut în omega 3 și omega 6 se folosește în medicină pentru obținerea extracția diferitelor produse și în cosmetică pentru creme. Este foarte mult apreciat uleiul de camelină în cosmetică. Trebuie să spunem că pentru proiect noi am achiziționat camelina de la Institutul de la Fundulea, nu? Sigur că da. Tocmai în acest proiect noi ne-am propus să promovăm în România cultura de camelină. În țara noastră există două tipuri de tehnologii de cultivare a camelinei. Tehnologia clasică și tehnologia de cultivare ecologică. Părintele camelinei în România este domnul doctor Toncea Ion de la Institutul de la Fundulea. El, domnia sa, a omologat un soi de camelină denumit Camelia. Este ecologic și este cultivat de către fermieri mai mult pentru scop farmaceutic și alimentar. Noi facem combustibil pe tehnologie clasică. Nu ne-ar trebui, deci, o camelină ecologică. Putem să folosim o camelină obișnuită. Totuși, în acest proiect am utilizat sămânța camelina, camelia de la Institutul de la Fundulea. Și ce se va întâmpla mai departe? Am înțeles că există acest lot proiect situat în apropiere de București, la Valea Domnească. Ce se va întâmpla mai departe aflăm peste câteva secunde, pentru că mai trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem. Doar ca să bem apă, nu de alta. Am soluția perfectă pentru tine. La birou sau acasă, izvorulcristalin.ro. Testează acum gratuit timp de 7 zile watercoolerul cu sistem de încălzire și răcire a apei. Izvorul Cristalin. 021-351-4255. Izvorul Cristalin. Apa pură la cel mai bun preț. Izvorulcristalin.ro. De 5 ani împreună. Am revenit așadar la Terra Live, emisiunea de astăzi în care discutăm despre biocarburantul obținut din camelină, foarte util fermierilor, și vă spunem mai multe despre proiectul care se desfășoară în această perioadă, soluții eco-inovatoare pentru dezvoltare rurală durabilă, și vorbeam despre acel lot pilot care se cultivă. Da. Am înființat o cultură de camelină la societatea SDE Belciugatele, la Moara Domnească, se află locul. Noi organizăm grupuri de fermieri, 20
30 de fermieri, așa cum este prevăzut în proiect, și intenționăm să-i instruim, să-i învățăm trebuie să cultive... să spunem că ei sunt din regiunea sud, în Muntenia. Proiectul se desfășoară în județele Giurgiu, Telorman, Călăraș, Ilfov, Ialomița, Prahova și în regiunea București, unde e acel lot experimental și unde e, ca să spunem așa, comandamentul proiectului, cele două asociații. Iar fermierii vor vizita acest lot? Da, fermierii sunt invitați să viziteze acest lot și să afle mai multe despre tehnologia cultivării camelinei. În general, când aduce o plantă nouă în România, fermierii sunt foarte sceptici și e normal, greu să-i convingi. Da. Să... Așa, ei vor vedea în ferma didactică Moara Domnească, vor vedea cultura, cum arată cultura de camelină, ce lucrări agricole au fost efectuate, care este influența cultivării asupra solului, cum se recoltează, cum se condiționează. Yeah. Vor afla totul despre camelină, pentru că noi îi vom aduna în grupuri organizate și vom instrui în diferite perioade de dezvoltare a camelinei, adică la înflorire, la recoltare, după aceea facem o probă de presare, îi aducem la presare și le demonstrăm cum se obține, cum arată uleiul de camelină. Și aici poate că ar fi bine să explicăm. Deci presarea, spuneați, nu e cu nimic diferită față de presarea rapiței sau floarea soarelui. E nevoie de o presă specială sau știu o tehnică? Nu, se folosește același tip de presă, totuși se face o ajustare. O ajustare, sămânța de camelină fiind foarte mică față de sămânța de floarea soarelui, se face o ajustare a spațiului dintre șnec, dar nu ceva special. Numai în timpul presării camelinei. Informația cheie este, de fapt, poate omul să-și facă în gospodărie astfel de presă. Sigur că da. Acolo unde merg fermierii cu ulei, cu semințele de floarea soarelui, este uzuală în România. În fiecare toamnă fermierii merg cu o anumită cantitate de semințe de floarea soarelui la o presă de ulei din zonă și își fac ulei de floarea soarelui pentru propriul lor consum. Tot la fel pot merge cu semințele de camelină, le presează odată cu acelea de floarea soarelui și au și combustibilul. Aș mai adăuga ceva aici, Lucian, pentru că în actuala perioadă de programare se pune foarte mare accent pe componenta asta de schimbări climatice și vor fi bani alocați, adică obții un punctaj suplimentar la proiectele pe care le depui și care au o componentă de schimbări climatice. Și atunci ar exista posibilitatea ca pe programul Leader Plus, spre exemplu, o comunitate să-și procure o astfel de presă din fondurile astea europene, din PNDR, și să-și producă la nivel de comunitate combustibilul pentru ce le trebuie lor în fermele lor, în comunitate. Asta înseamnă punct în plus, mai mari șanse în a primi acea finanțare. Da. Și totodată beneficiile despre care vorbim aici vor... Inclusiv un loc, două de muncă acolo, deci mai creezi la nivel de comunitate încă un loc de muncă, două. Adică trebuie să privim în perspectivă ca mod de dezvoltare la nivel de comunitate. Gândul nostru este către comunitățile acestea rurale, că de fapt ăsta e și scopul proiectului. Cum să-i ajutăm, cum să se dezvolte. De aceea ne-am gândit să oferim niște modele pe diverse componente și pe diverse etape ale proiectului. Vom face niște broșuri, o primă broșură cu aceste plante energetice pe care ei le-ar putea utiliza în gospodărie, în ferma lor. A doua broșură a proiectului înglobează toate acțiunile noastre din proiect. Practic toate etapele sunt descrise astfel încât orice fermier, urmărind broșura, să poată replica acest proiect în gospodăria lui. Și să nu uităm nici de acel film
Exact, exact. Suntem în pregătire și cu filmul. Deja în perioada de plantare și de pregătire a terenului am filmat și vom avea și un filmuleț pe care ei îl pot consulta. Care probabil va fi disponibil pe site-urile partenerilor. Categoric și probabil pe rețelele astea de socializare. Filmul va fi la liber, adică tocmai ne dorim ca lumea să consulte acest material video. Aș rămâne puțin la discuția despre biocombustibil și politica europeană, ca să spun așa, pentru că, iată, se vorbește recent despre o limitare a cotei de biocarburant. Ce înseamnă acest lucru? Despre ce este vorba? Este vorba... În prima dată a apărut ideea asta de politică pe biocombustibil în anul 2008, când se pregătea pachetul energie și schimbări climatice, și s-a pus problema ca 10% din cantitatea de combustibil care va fi utilizată până în 2020 să provină tocmai din acest biocombustibil. Ca orice politică, s-a constatat în timp că nu este tocmai cea mai potrivită și că are anumite probleme în implementare. Tocmai de aceea Uniunea Europeană are sistemul ăsta de revizuire a politicilor la un anumit interval de timp, cam la 5 ani. Și s-a constatat că expansiunea asta a biocombustibililor a fost foarte mare și atunci s-a creat o presiune pe componenta de hrană. Mai mult decât atât, s-a pus problema că în anumite zone a fost schimbată destinația terenului, deci în loc să producă hrană pentru alimentație, produce biocarburant. Da. Ori această schimbare a destinației terenului contribuie și ea la creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră. Și făcând un calcul, per total, s-a constatat că, de fapt, acest procent de 10% biocarburant ar putea să, în loc să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, de fapt să contribuie la creșterea lor. Să fie invers. Ca atare, tocmai ce, cred că în mai puțin de o săptămână, a fost un vot în Parlamentul European și s-a stabilit diminuarea procentului la 7%. Până în 2020 și o altă componentă importantă ca după 2020, pentru următoarea perioadă până în 2030, să se treacă la combustibilul de generația a doua, adică un biocombustibil mult mai performant, care nu mai folosește decât anumite componente, cum ar fi la noi doar sămânța de camelină, ci întreaga plantă și randamentul de obținere este mult mai bun. Deci, ca atare, e o presiune care se pune pe tehnologie astfel încât să avanseze și să putem să avem anumite avantaje. Dar... Suplimentar aș mai adăuga, că sunt multe de spus, tocmai pentru a se împiedica efectele negative, Comisia Europeană a elaborat și niște criterii de sustenabilitate a biocarburanților și vom constata încet, încet că nu se vor mai produce oricum biocarburanți, ci ei vor trebui să respecte aceste criterii de sustenabilitate. Revenind la proiectul nostru, tocmai de aceea probabil e bine să facem o delimitare între biocarburantul produs pentru utilizare în masă, pentru utilizări industriale, și biocarburantul pentru fermele mici, cum e cel din proiectul acesta, pentru că proiectul, reamintim, se adresează micilor fermieri. Acesta este și motivul pentru care am ales acest grup țintă. Exact. E o utilizare în cadrul unei gospodării, dacă putem spune. Exact, sau o fermă mai mare, da? Atât cât poate să dețină o familie sau, eu știu, un grup de familii, deci nu ne referim la super ferme de mari dimensiuni, deși și acolo se poate folosi, dar scopul nostru nu este oricum, ăsta. E utilizare pentru munci agricole și nu pentru transport, care ar, știu eu,
ar solicita mult mai mult ulei și un teren mult mai mare. Ca să nu spunem că la fel de bine biocombustibilul poate fi utilizat și în centralele termoelectrice, spre exemplu. Dar nu asta ne-am propus. Vă reamintim, vorbim despre proiectul soluții eco-inovatoare pentru dezvoltare rurală durabilă. Ceea ce e un proiect care a început luna trecută, va dura până anul viitor. Reamintim celor care n-au urmărit de la început emisiunea, e un proiect prin care mai mulți fermieri din 5 județe din sudul țării, mă gândeam că sunt 6 dacă punem și Bucureștiul și Ilfov, da. Dar în principiu sunt 5 județe din regiunea sud, vor putea afla mai multe informații, vor putea asista la producerea uleiului de camelină și de acolo în continuare la folosirea acestui ulei ca și combustibil, carburant pentru utilaje. Trebuie să mai luăm o scurtă pauză de publicitate și apoi ne întoarcem să trasăm cât mai clar ceea ce am discutat astăzi. Nu de alta, dar trebuie să mă văd cu bunicul meu și vreau să-i povestesc despre toate lucrurile astea interesante. Îi arăți înregistrarea pe YouTube, cu siguranță are deja internet la țară. Cu tehnologia ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Străinii spun despre noi că suntem o țară cu femei frumoase și inteligente. Noi considerăm că România e o țară de femei senzaționale. Întâlnește-le în fiecare săptămână la 121.ro live la radiolinks.ro. 121 live în fiecare miercuri de la 14. Pe internet, evenimentele live sunt la Radiolinks. Am revenit la emisiunea Terra Live de astăzi. Trebuie să spunem că toate informațiile pe care le-am oferit astăzi le veți putea găsi pe site-ul radiolinks.ro, de asemenea pe YouTube și pe site-urile noastre Terra Millennium 3 și site-ul Asociației BioTechGen. De fapt, da. Acolo vor fi disponibile și acele broșuri în momentul în care vor fi editate. Practic, toate materialele pe care le vom produce pe perioada implementării proiectului vor fi disponibile pe site-urile noastre. Nu avem secrete, încurajăm pe toată lumea să consulte produsele noastre, suntem deschiși, vrem să demonstrăm transparența așa cum ne-ar place să vedem transparența și la nivelul factorilor de decizie. Și la alte instituții. Am vorbit astăzi despre camelină. Camelina, o plantă energetică din care se produce un ulei care poate fi folosit foarte ușor ca înlocuitor pentru combustibilul diesel. Am vorbit astăzi despre acest proiect care încearcă să educe fermierii în acest sens, încearcă să ofere informații și totodată am vorbit despre beneficiile biocarburantului în general. Îi îndemnăm pe cei care ne urmăriți să dea mai departe aceste informații, sunt lucruri utile, sunt lucruri folositoare și dacă aveți întrebări, vă așteptăm oricând pe căile menționate puțin mai devreme, în principal online. Și trebuie să spunem, Lucian, că vom mai reveni la subiect și atunci când vom avea și filmări din teren, probabil că vom veni și cu filmările din teren ca să avem deja un demo înainte de finalizarea proiectului. Au fost alături de mine în această zi doamna Lavinia Andrei, președintă Terra Millennium 3, de asemenea doamna profesor universitară Ștefana Jurcoane de la Facultatea de Biotehnologie și totodată directorul Asociației BioTechGen. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, vă mulțumim pentru atenție și ne reauzim peste 2 săptămâni. Cu tehnologia.
tehnologia, ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea, nouă celor de la Dial Telecom, ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Am soluția perfectă pentru tine. La birou sau acasă, izvorulcristalin.ro. Izvorulcristalin.ro. Testează acum gratuit timp de 7 zile watercoolerul cu sistem de încălzire și răcire a apei. Izvorul Cristalin. 021-351-4255. Izvorul Cristalin. Apa pură la cel mai bun preț. Izvorulcristalin.ro. De 5 ani împreună.